Bună seara și bine v-am regăsit. Discutăm și astăzi despre Ucraina, țară căreia Rusia i-a declarat război în urmă cu 2 zile. Ce posibile scenarii există și cum ne pot influența pe noi aceste lucruri care se întâmplă în Ucraina? Încercăm să răspundem la aceste întrebări în această seară. Astăzi, în studioul nostru se află domnul, ca de obicei, ca și luna precedentă, domnul Nicolae Chirtoacă și domnul Oazu Nantoi. Bună seara și bine ați venit. Ne-am gândit că ar trebui să continuăm discuția noastră de luni, pentru că ne opriserăm exact la cum ne influențează pe noi ceea ce se întâmplă în Ucraina. Sigur, și între timp s-au întâmplat lucruri foarte importante, așa că la prima vedere scenariul din Crimeea pare să fie cel transnistrean. Cât este de adevărat? Sunt foarte multe similitudini, fără îndoială. Eu mi-aduc aminte foarte bine această perioadă, ca și domnul Nantoi, de altfel. Și atunci, într-adevăr, făcând aceste paralele, putem răspunde la... și... Eu eram consilier prezidențial. Consilier prezidențial, exact. Și responsabil 92. Pentru... Da. Și domnul Nantoi, exact. De stat. Am vedere că în aparatul președintelui, care era destul de compact în aceste timpuri, eram responsabil și de situația din estul Republicii Moldova, fiind reprezentant al președintelui. Adică în sens că mi-aduc aminte, fiind implicat și înțelegând ce se întâmplă, fiindcă aveam informații destul de bune și veridice, de altfel de pe, și de pe malul stâng al Nistrului, ne dădeam seama cine este implicat. Diferența mare că atunci era o perioadă când noi, fiind un fel romantici și naivi, consideram că Rusia democratică, Rusia lui Boris Nicolaevici Yeltsin, nu va interveni atât de brutal și dur, și noi suntem în stare să găsim limba comună, ceea ce acum este cu totul o altă situație. Rusia își revine la statutul ei imperial, Rusia încearcă să dicteze anumite condiții de joc, dar tehnic vorbind, de punct de vedere a operațiunii de desfășurare, operațiune militară cu participarea forțelor speciale în peninsula Crimeea, desigur, sunt foarte multe chestiuni, adică cam același scenariu. Da. Prima, mobilizarea populației, crearea iluziei că anume populația, 60% de rusolingvi, de ruși, etnici ruși, se adresează cu rugămintea de a fi protejați. În grabă, deci este reales prim-ministrul, așa numitul prim-ministru, deci este reales speakerul, deci exact, legislativul local. Încă o paralelă, uitați-vă, anume în vara anului trecut, autoritățile de la Tiraspol insistent au dorit ca să fie deci făcută reparația pistei de decolare a aerodromului militar din deci Transnistria, și sub pretextul că acolo niște elicoptere trebuiau, erau testate avioane de greu tonaj care trebuiau să aterizeze. Și înspre toamnă, Ministerul deci Economiei, ministrul Lazar, încearcă să ne convingă până acum că a dat în concesiune aeroportul internațional de importanță strategică pentru Republica Moldova, unei companii rusești. Unei companii rusești, care este mizerie cumplită. Și dacă eu mă gândesc că acest președinte Timofte și membrii Consiliului Suprem de Securitate, inclusiv prim-ministru și acest ministru al Economiei, își dau seama ce riscuri și responsabilități personale își asumă acum. Își dau inclusiv, seama? Nu, desigur că nu. Inclusiv și stăpânii care stau în spate și care conduc unele formațiuni politice. Nu, ei și asumă plenar toată responsabilitatea. Domnule Nantoi, cât de mult seamănă cu scenariul din Transnistria din 92? Aici mie mi se pare că trebuie să ne aducem aminte de încă un moment, așa zisul referendum. Tot așa cum cu referendumurile noastre din stânga Nistrului, eu făceam bancuri cu jurnaliștii, așa și aici putem spune că ni se va anunța că vreo 70% din populație, din care vreo 97% se va pronunța pentru statutul de independență a Crimeei și așa mai departe. Exact cum a fost și în Transnistria. De Transnistria a fost de 7 ori și pretinsul referendum din Uta-Găgăuză, deci tot aceleași tehnologii sunt folosite de manipularea populației și de falsificarea rezultatelor. Aici eu aș fi vrut să ne aducem aminte de următorul moment. Eu iarăși revin la ceea că deocamdată noi nu avem de unde să aflăm care este esența înțelegerilor la care s-a ajuns între Victor Ianucovici și Vladimir Putin în luna noiembrie 2013, înainte de summitul de la Vilnius. Cert este că Vladimir Putin l-a impus, în schimb, în condițiile unui târg obscur, l-a impus pe Ianucovici să nu semneze acordul de asociere și să păstreze Ucraina sub controlul geopolitic al Federației Ruse. Acum ce s-a întâmplat? Ianucovici este o carte bătută de joc.
Putin dorește să urmeze, să atingă același scop, să păstreze Ucraina sub control, în pofida faptului că Ianukovici a fugit, în pofida faptului că este un nou guvern care, să spunem așa, relativ curățel. Și în această situație, mie mi se pare că, adică este evident că Federația Rusă anexează Crimeea conform scenariului aplicat în Transnistria, în Abhazia, în Osetia de Sud, deci în scopul de a avea un instrument de șantaj asupra Ucrainei și a Occidentului implicit. Din momentul când în stânga, pardon, când în Crimeea, dacă se va ajunge la acest pseudo-referendum, probabil Vladimir Voronin și Vania Burgugi vor pleca în calitate de observatori încolo, da? Atunci Federația Rusă o să declară că iată poporul crimean, deci s-a autodeterminat, noi nu avem nimic cu aceasta, da? Iată, ne așezăm la masă de negocieri, noi suntem mediatori, iar voi discutați cu marioneta noastră care la ultimele alegeri în Rada Supremă a Crimeei a luat 4%. Este Sergei Aksionov cu partidul lui Единство с Россией. Deci scenariul este pe cât de cinic, pe atât de banal, dar spre regret și eficient. Deoarece Ucraina este prinsă pe picior greșit, adică cu structurile de stat în mare parte nefuncționale și deci rușii vor merge, în opinia mea, până la capăt, creând acest instrument de șantaj a Ucrainei și a Occidentului. Iar pe urmă, deci Putin va încerca să impună să atingă același scop, și anume ca prin șantaj să convingă Ucraina și Occidentul ca Ucraina să rămână în zona de influență a rușilor. Asta, dacă asta e programul minimum. Mai sunt și atacurile la adresa administrațiilor din Donetsk, Harkov, Lugansk, cu participarea cetățenilor ruși veniți din Rusia acolo. Deci este tot același scenariu când consiliile locale anunță referendumuri, deci este vorba de o anexare, să spunem așa, tăcită. Crimeea este clară, dar și se încearcă extinderea acelui scenariu în restul teritoriului, în zona industrială a Ucrainei. În continuare a gândurilor domnului Antoi, aș spune că există probabil două scenarii. Unul mai amplu, într-adevăr, și aici Ianukovici putea juca rolul unui președinte care a fost în mod nelegitim, așa cum pretinde Moscova, folosit ca un centru de coagulare a forțelor anti-ucrainene, inclusiv în regiunile de est ale Ucrainei, și atunci apare varianta Malorosia, adică estul, sud-estul, Crimeea, și atunci, într-adevăr, Republica Moldova, țara noastră, se confruntă cu mari pericole, fiindcă aici se creează o centură care ajunge până în raioanele de est. Și cred că aici, într-adevăr, într-atâta s-a discreditat acest Ianukovici, că el nu mai este sprijinit nici de suporterul lui tradițional. De fapt, toată lumea a văzut un oligarh care, de fapt, s-a comportat ca un laș, a lăsat totul baltă. Cred că Rusia nu-l va folosi ca un steag. În mod normal, în Africa, undeva în America Latină, lucrurile astea merg după un anumit scenariu. Se creează impresia că Rusia se limitează la Crimeea. Într-adevăr, aici, deci, lupta se va da pentru a crea un focar de rezistență și de posibilă federalizarea a Rusiei după un plan COSAC 3 pentru același scenariu. Federalizarea Ucrainei. Ucrainei, fără îndoială. Federalizarea înseamnă subminare din interior și, de fapt, transformarea Ucrainei într-un stat care poate fi controlat sau exercitat anumite presiuni din exterior, din partea Rusiei, pentru a-l face mai docil. Adică, iarăși, pentru a nu permite apropierea de Occident, ce înseamnă NATO și Uniunea Europeană, fără îndoială. Deci nu vom asista la, eu știu, război. Știți care este marea problemă? Un conflict armat. Rusia s-a aștepta la o anumită rezistență din partea ucrainenilor, trupilor aflate deci pe peninsulă. Cred că ordinul a fost de a nu se angaja niciun fel, de a nu se lăsa provocați. Deci, au capitulat, practic. Nu este adevărat, fiindcă Rusia avea nevoie de un fel de explicație de ce cauză a intervenit și motivul principal că apără cetățenii ruși sau vorbitori. Ei au ajuns până la atâta că toți vorbitori de limba rusă. Deci, în mod normal, trebuie să fie protejați de Federația Rusă. Asta deja e absurd. În acest sens, cred că ucrainenii nu s-au lăsat provocați, dar având doar 3,5 mii de oameni, în care niciun fel de trup care pot fi folosite pentru în operațiuni militare. Desigur, prim-ministru și președintele au anunțat mobilizarea totală, dar pentru moment, în situații revoluționare, și noi am trecut aceste faze în anii 91-92,
92, că n-ai contingente parțial demoralizate și parțial care sunt influențate, care au diferite viziuni asupra evenimentelor de pe Maidan, din ieși și așa mai departe, e foarte puțin probabil că poți folosi aceste trupe, că moralul lor și capacitatea de luptă sunt suficiente. Iarăși, dar nu poți intra în război cu Federația Rusă. Uitați-vă ce a făcut Rusia. În primul rând, ce s-a început toată operațiunea? Au mobilizat 150.000, adică un district militar l-au ridicat pe picioare, numai fiindcă în starea aceasta de alertă este foarte, după aceasta intervii, ocupi orice teritoriu și aștepți numai provocarea. Și aici nu s-a întâmplat acest lucru. Scenariul n-a mers atât de bine. Adică Ucraina... dacă ar fi existat victime pe interior, atunci Rusia avea să intervină motivând. Masiv. Da. Inclusiv și în regiunile de est ale Ucrainei. Eu am vorbit cu prietenii mei de la Kiev, care acum colaborează foarte strâns cu noua guvernare, și ei explic situația în modul următor. Rușii inițial sperau că vor apărea confruntări, pe fundalul schimbării puterii de la Kiev, vor apărea confruntări în zona de est și de sud a Ucrainei. Între cetățeni. Și ei vor interveni cu trupele lor, apărându-și cetățeni. Aceste confruntări n-au avut loc. În asemenea situații, ei au procedat la tehnologiile tradiționale care le-au aplicat Hitler și Stalin în anii 30. Noi putem face anumite paralele cu situația din Georgia, din 2008. Jocurile olimpice, Saakashvili consideră că este momentul oportun pentru a rezolva niște probleme, rușii se lasă provocați și cu greu Putin îi oprește undeva la Gorica, 40 de kilometri de capitala Georgiei, ca ulterior, de fapt, Georgia să piardă două provincii, două teritorii. Acum, n-a luat foc acest scenariu, n-a fost niciun fel de pretext real. Slavă Domnului, nu s-a vărsat sânge. A fost o invazie foarte cinică, foarte dură și preluarea sub control a întregii peninsule. Atunci Occidentul, vă aduceți aminte, președinte Sarkozy, negocieri, înțelegeri, semnări, laudică că uite Occidentul sprijină Georgia și nu s-a întâmplat acest lucru. E o altă temă, de ce? Este la acum, care vom ajunge, pentru că este foarte interesantă poziția Occidentului și a Statelor Unite. De data aceasta a intervenit o poziție foarte dură, care a fost deja formulată prin președinte Obama, de secretarul de stat Kerry, în care de fapt noi asistăm, dacă aceste presiuni și condiții care e înaintată de Occident. Occident mă refer la G7, în care Rusia deja de parcă nici n-ar exista în această ecuație, vor fi puse în aplicație. De fapt, noi suntem martori începutul unui nou război rece. De fapt, este vorba despre izolare totală în plan internațional, inclusiv și pe dimensiunea economică, financiară, asistență, investiții, retehnologizări, modernizări. Pierdere enormă și masivă pentru Federația Rusă. S-a luat în calcul aceste lucruri când spunea la... Să știți că este un analist foarte bun care rus, care de fapt este un fel de piesă de legătură între două lumi într-un fel, Dmitri Trenin, pe care îl cunosc bine și care 2 ani în urmă, pare mi se 3, este chiar în fruntea unui singur institut, Carnegie Endowment for Democracy, care Putin nu l-a închis. Și este un fel de canal de comunicare între ruși și Occident. A spus o formulă fantastică, a spus că rușii sunt profund marcați de pierderea imperiului, este un complex enorm de inferioritate, ei sunt iraționali în ceea ce fac, dar dacă în lipsa de rațiune, pornesc ceva, o fac foarte dur și aplică și potențialul diplomatic și cel militar. Ce se întâmplă în Ucraina? Profund irațional. Și aici este marea, fiindcă s-ar putea că în acest mod de a vedea lucrurile, el n-a luat în calcul reacția dură a Occidentului în ansamblu. Ce condiții ar începe un război în Ucraina? De ce întrebam? Pentru că tot mai multă lume vorbește despre declanșarea celui de-al treilea război mondial. Cât este de aproape de adevăr această temere? Cred că pentru moment nu sunt chiar premisele. De simplu motiv că Occidentul nu se va implica masiv, nu va folosi forța pentru a contracara intervenția aceasta militară a Federației Rusie. Din mai multe motive, este o temă cu totul aparte. Și aici, într-adevăr, putem reveni la situația din Georgia, când a fost una foarte dramatică, când, într-adevăr, un partener strategic a Statelor Unite, din punct de vedere și militar, și din toate puncte, și politic, care era Georgia, de fapt a fost lăsat în voie soarte. Și a pierdut aceste teritorii. Acum, este Crimeea.
Deci care este costul Crimeei? Desigur, Rusia a încălcat toate normele și în mod cinic, premeditat, acordul din 94 de la Budapesta, atunci când conducerea de atunci a Ucrainei a hotărât să cedeze arma nucleară. Toate trei republici care au fost, Belarus, Kazahstan, și Rusia este una din statele garante, exact, împreună cu Statele Unite, Franța, Germania și deci care sunt mari puteri nucleare în Europa, și toate aceste puteri, inclusiv și puterile occidentale, deci au asumat angajamentul să asigure integritatea teritorială și independența Ucrainei. Deci ei trebuie să reacționeze. Deci acum sunt obligate să reacționeze. Desigur. La 11 martie 1933 în Germania a fost creat Ministerul Imperial al Educației Populare și a Propagandei, în frunte cu Joachim Goebbels. Și iată ceea ce văd eu acum pe canalele de televiziune rusească, de exemplu, în special Rusia 24, da? Este fabricat 100% conform recetelor lui Goebbels. Minciune peste minciune, război informațional, turmentarea minților cetățenilor Rusiei în interiorul Rusiei și manipularea opiniei publice acolo unde oamenii au imprudența să se contamineze privind acest canal de televiziune. Asta e război informațional. Eu iarăși revin la ceea că dacă vrem să înțelegem ce se întâmplă acum cu Rusia, trebuie să vedem esența sistemului politic rusesc. Deci nu există stat democratic Rusia. Este un regim autoritar și trebuie să tratăm tot ce este legat de această nenorocire în relațiile dintre Rusia și Ucraina, anume din punct de vedere unui regim autoritar care vrea să-și impune controlul asupra unui alt stat. Ce se întâmplă cu Federația Rusă? Este un derapaj categoric spre un regim autoritar. Până de mult, Rusia era tratată, inclusiv și de partenerii occidentali, ca un stat cu anumit specific aflat la etapa de tranziție. Gata, s-a terminat cu tranziția. Rusia a devenit și este etichetată, considerată mai exact, stat autoritar. 2. Naționalismul rus, toată lumea știe, într-un a fost șovin. Deci este un val de naționalism în Federația Rusă, care a ajuns la nivel și este menținut de surse de informare în masă și de fapt pe care parazitează clanul oligarhic al lui Vladimir Putin. Cred că aici este un fel de concreștere a clanului, liderului, autoritar. Cineva vorbește despre samoderjavie deja în Federația Rusă. Fiindcă ideea aceasta că Putin, legitimitatea lui în această perioadă, aflându-se în funcția de șef al statului, el poate, deci îi oferă doar, nu numai titlul, dar și rolul de cel care adună pământurile rusești. Și ei deja percep lucrul ăsta, dacă îl mai citim pe Dugin, pe care cineva îl mai invită aici în Republica Moldova, anume în spațiul Imperiului Rus, nu în spațiul Uniunii Sovietice. Ce este expansionism? Aș fi vrut ca să vorbim despre reacția autorităților de la Chișinău la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Reacția întârziată sau lipsa de reacție chiar în anumite situații. Cum comentați reacția președintelui Timofti, care a venit la o zi după ce Rusia a invadat militar Ucraina? Și în urma unei ședințe la care au fost invitate câteva persoane, inclusiv liderul PLDM Vlad Filat, în calitatea domniei sale de lider de partid. În primul rând, componența Consiliului Suprem de Securitate al acestei țări este stabilită prin lege. Desigur, acest organ are funcții consultative, fiindcă decizia aparține oricum președintelui, care este, prin definiție, și deci, comandantul, șeful deci, Forțelor Armate, comandant suprem al Forțelor Armate a Republicii Moldova. Apariția unui lider de partid care nu are nicio funcție e bizară. E bizară și pur și simplu pune la îndoială seriozitatea instituției propriu-zise. Mai mult ca atât, în luări de atitudine este un fel de abordări foarte birocratice. Totul este în regulă. Că au raportat... Ne exprimăm îngrijorarea. Nu spune nimic despre prezența militară rusă pe teritoriul Republicii Moldova. Nici într-un fel. Adică, nu, pe de-o parte... ar exista o explicație, dar e înrădăcinat în vechea mentalitate. Haideți să nu deranjăm oamenii, haideți să nu creăm panică, haideți să le spunem că totul este în regulă. Pe noi, pe cetățenii acestei țări, ne interesează. Sunt acești oameni care guvernează conștienți de riscurile, pericolele, mai ales că noi, într-adevăr, după evenimentele din Crimeea, suntem puși într-o situație a unui pericol iminent care vine din partea Rusiei, care va întreprinde tot ce este în stare să nu le permite să continuăm acest parcurs european de care vorbesc acești politicieni la fiecare colț
toți de stradă. Asta e o mare problemă. Sunt abilitați, avem noi profesioniști, noi avem oameni de stat care au gândirea responsabilă, au expertiza necesară, au informațiile, deci, furnizate de structuri care noi am avea încredere într-o astfel de situație. O situație de criză pune în veleac toată mizeria existentă într-un stat, inclusiv și la nivel de instituții.